Și trei discuții libere la care chiar vreau să participați noastră fără niciun fel de reținere, pentru că până la urmă ăsta e scopul pentru care ne-am întâlnit în seara asta. După ce am discutat cu fiecare președinte al organizațiilor de secții de votare, în altă ordine de idei, dați-mi voie să vă prezint toată că cunoaștem pe Tatăl Mitru Beianu. Așa. Domnul vicepreședinte Petru Toma. Domnul vicepreședinte Dragoș Cuceniuc. Doamna vicepreședinte Georgeta Micuț. Domnul vicepreședinte Vali Grecu, care s-a înmulțit. Faptul că și dumneavoastră și noi suntem bine intenționați și interesați de viitorul acestui program care presupune o informare legată de activitate, vom discuta despre problemele organizatorice și nu în ultimul problemele, da? Dacă se poate și soluții, cu atât mai bine, pentru că ne străbăm, dacă se poate pe toți este ideal, că vrem să formăm o echipă în adevăratul sens al cuvântului, să ne privim de la același nivel, va avea parte de beneficii sau are dreptul la beneficii personale ale familiei cumva mai unică. Asta vă rog pentru început să fie în municipiul Giurgiu sau pentru fiecare dintre noi. Mulțumesc pentru atenție în introducere și dau cuvântul domnului președinte. În anul 2012. Este un moment destul de sensibil pentru mine, pentru că alături de dumneavoastră ne-am invitat și nu vorbesc vorbe mari, total, am avut un rezultat nedorit. Toată lumea sau da, ce s-a strâns. E oricum, de sunul de sâmbătă. Ca să înceapă, până la urmă, de primărie, dar poate și unde am face. Da, și poate și așa. Păi la? La drumul fără, sus.